accident grav într-o intersecție din Ploiești. O ambulanță care se afla în misiune s-a răsturnat după ce a fost lovită în plin de o mașină. 5 persoane, printre care și pacientul din ambulanță, au fost rănite și au ajuns la spital. Potrivit martorilor, ambulanța care transporta un pacient a intrat în intersecție având girofarul și sirenele pornite și a fost izbită în plin de un șofer neatent. Autoturismul a intrat în intersecție pe culoarea verde a semaforului, însă nu a observat ambulanța care se afla în misiune și a lovit-o în plin. În urma impactului, ambulanța s-a răsturnat pe șosea, iar asistenta și pacientul au fost răniți, suferind traumatisme la nivelul șoldului și al capului. Alte 3 persoane care se aflau în autoturismul implicat în accident au fost rănite, printre care și o tânără în vârstă de 7 ani. Toate cele 5 victime au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.